tuturor și bine ați venit din nou pe canalul meu! Astăzi vom discuta despre un subiect interesant, spun eu, așa că întrebarea tuturor este cum să îmi îmbunătățesc limba română în câțiva pași. Da, de aceea sunt eu aici, pentru că îmi doresc să împărtășesc cu voi câteva idei despre cum să-ți îmbunătățești vocabularul simplu și ușor. Trebuie să iei în considerare că motivația este cea mai importantă atunci când vrei să înveți o limbă străină. Ca și în cazul altor situații de învățare, însușirea limbii române necesită să fii motivat, să știi exact motivul pentru care îți dorești să înveți limba română și trebuie să știi că o slabă motivație sau chiar necorespunzătoare te va face să renunți ușor. Recomandările mele pentru tine sunt două podcasturi pe care eu le ador și le ascult cu mare drag și cu mare plăcere. Eu cred că te vor ajuta să înțelegi limba română mult mai bine. Primul podcast se numește Mind Architect. Este un podcast despre neuroștiințe și psihologie aplicate în viața de zi cu zi. A fost în top 3 cele mai ascultate podcasturi din România și da, îl recomand cu mare plăcere. Al doilea podcast este IGDLCC. Podcastul este realizat de către George Buhnici. Da, poate vă întrebați ce înseamnă IGDLCC. Vă spun eu, nu este foarte, foarte dificil. Înseamnă informații gratis despre lucruri care costă. Da, merită urmărit și de asemenea vă recomand să urmăriți episoadele din Curiosity. Sunt informații despre tehnologie și da, vă puteți îmbunătăți vocabularul. Este un vocabular actual. Da, recomand cu mare, mare drag. Al doilea pas, la fel de important, este îmbunătățește-ți vocabularul. Trebuie să știi că baza oricărei limbi este vocabularul acesteia. A memora termeni în limba română este un lucru esențial pentru a învăța să vorbești fluent. Pentru acest lucru există numeroase aplicații care te pot ajuta să memorezi cuvinte și expresii. Vă pot da câteva exemple. Cred că știi deja despre Duolingo, Anki și al treilea pas este conversații libere cu un vorbitor nativ. Da, trebuie să facem și acest lucru atunci când învățăm o limbă străină. Foarte important, în timp ce memorezi cuvinte, expresii și descoperi gramatica, este indicat să și vorbești cu cineva în limba română pentru a fixa informațiile, da, noțiunile noi. Pentru acest lucru este necesar să găsești persoana sau persoanele potrivite care să te ajute să înțelegi limba română, să te corecteze atunci când greșești și da, nu uita, din greșeli învățăm cu toții. Pasul 4, citește cu voce tare. Da, după ce ai învățat cuvinte și reguli gramaticale, poți trece la următoarea etapă. Citirea textelor în limba română. Citirea cu voce tare te va ajuta să memorezi cuvinte și expresii, îți vei auzi propria pronunție și propriul accent și aici am o scurtă informație pentru voi, puteți găsi diferite texte în funcție de nivelul vostru, da? Pe blogul meu www.romanianwebmadelina.com și de asemenea pe internet, da? Pe Google putem găsi foarte multe articole în limba română. Pentru mai multe detalii despre limba română, te aștept pe www.romanianwebmadelina.com, de asemenea pe Facebook și pe Instagram, unde postez săptămânal informații noi despre limba română. Dacă ai întrebări, curiozități și așa mai departe, aștept mesajele tale în comentarii. Da, și de asemenea vreau să repet că linkurile le veți găsi în descriere. Mulțumesc frumos și de asemenea vă spun
Spor la învățat. Știți deja.